Trebuie ținuți afară să ia un pic de aer, dar nu să se refrigereze, deci să nu răcească, să le răcească extremitățile de tot și numai așa, că să-și facă poftă de mâncare și un somn mai bun. Păcătoșii viruși roiesc în jurul nostru oriunde ne-am afla. Dacă adulții au căpătat cu timpul imunitate, copiii devin victime sigure, cu atât mai mult cu cât respiră aerul dintr-un loc închis sau dintr-un mediu în care se află foarte multe persoane, la școală, la grădiniță și chiar acasă, dacă sunt mai mulți membri ai familiei. Ar fi bine de evitat aglomerația din magazine, pentru că părinții, mămicile obișnuiesc să-și ducă copiii acum ca să-i probeze cu hăinuțe, să le ia jucării, cadou de Moș Crăciun și îi iau magazine, unde este foarte multă aglomerație și mulți adulți care circulă, tușesc, strănută și expun pe copii unui risc suplimentar de viroze, mai mult decât aerul rece de afară, cred că le face rău aglomerația din supermarket. Cu un sistem imunitar încă neformat complet, copiii au nevoie de o atenție specială, mai ales acum, în sezonul rece, când temperaturile exterioare sunt cu mult mai scăzute decât cele din locuință. Poate să influențeze gradul de încălzire al casei, o predispoziție la răceală, adică, mai direct spus, dacă e învățat copilul să stea la 25-30 de grade, încălzesc foarte tare în casă, atunci când îl scot afară, diferența de temperatură e foarte mare și copilul probabil va fi și îmbrăcat și este predispus să răcească. Este bine ca să se mențină un echilibru, să avem 22-23 de grade în casă, dacă putem să menținem o temperatură constantă, și un echilibru în tot ce facem, și la felul în care îmbrăcăm copilul afară, și cât îl scoatem sau cât îl reținem să stea în casă, să nu iasă afară. Deci nu trebuie nimic exagerat, nici cu încălzitul, nici cu medicația, cu nimic. Trebuie să lăsăm copilul să echilibreze, adică părinții trebuie să hotărească care este starea de confort a copilului lor. Numărul de viroze a crescut în ultima vreme, cu toate formele, de la rinite, laringite, și forme de bronșite, avem tot mai multe. Aș recomanda să fie scoși copii afară, dar nu când este vânt sau când este viscol sau ploaie. Deci, în principiu, un copil ar putea fi scos afară din casă, dacă este obișnuit să fie scos în fiecare zi, până la minus 10 grade îmbrăcat corespunzător de gros, dar nu atunci când este vânt. Curentul de aer, în mod special, le face rău copiilor. Cei mici, bineînțeles, nu e cazul să fie scoși pe ger. Vorbesc de copii mai măricei, după un an de zile, la temperatura atât de scăzută. Iar atunci când părinții decid că este momentul să plece la plimbare, vestimentația trebuie aleasă respectând câteva criterii importante. În primul rând, condițiile meteo, apoi vârsta copilului și, nu în ultimul rând, durata și locul plimbării. Copilul care va sta mult timp în casă va avea nevoie de câteva minute pentru a-și adapta temperatura corpului la cea exterioară, iar un bebeluș nu este recomandat să stea afară mai mult de 15 minute, dacă temperatura este sub 0 grade. Fiecare părinte își îmbracă copilul atât cât să se simtă confortabil, pentru că e obișnuit cu alte temperaturi. Unii au obișnuit de mici se țină foarte îmbrăcați și acum nu o să le spun să îi dezbrace chiar când a venit zăpada, iar alții mai lejer. Și la noi în țară cred că e tendința de îmbrăcat mai gros. În alte țări din Europa, copiii sunt căliți de mici și îți lăsați cu haine mai subțiri și aceea rezistă mai bine la frig, pentru că așa au fost învățați de mici. Deci fiecare părinte hotărăște pentru copilul lui care este nivelul de îmbrăcăminte. Și pentru că vorbeam de vestimentație, specialiștii spun că hainele care intră în contact direct cu pielea copiilor este indicat să fie din bumbac și nu dintr-un material sintetic. Explicația constă în faptul că transpirația micuțului nu poate fi absorbită de materialele sintetice și astfel pielea va fi rece, iar copilul poate răci în orice moment. Mai mult decât atât, bumbacul menține căldura corpului. Căciula și gluga de la haină nu trebuie să lipsească, la fel nici mănușile. Cât despre fular, medicii nu-l recomandă. Din ce cauză? Fularul e destul de controversat. V-am spus că poate să respire în fularul acela și să-și aburească fularul, să respire un aer, cum să zic, înghețat. Așa, nu cred că e bun fularul. Adică ar fi bine să-l lase să respire liber, dar bineînțeles, iar revin, nu când este vânt afară.
Specialiștii recomandă tuturor părinților să evite deplasările cu copiii în spații deschise și expunerea la frig pe o perioadă mai mare de 30 de minute. Totodată, medicii spun că este esențial să includem în alimentația celor mici alimente bogate în vitamine, fructe și legume. Copiii nu trebuie lăsați să aștepte în autovehicule parcate și nici să fie transportați pe distanțe lungi în vehicule fără încălzire. Cu toate acestea, ei trebuie să fie scoși afară pe perioade scurte pentru a-și întări sistemul imunitar.